Deci Eminescu a făcut toți poeții că recunosc sau nu recunosc, sunt în concurență cu el. El e viu. E viu, viu prin poezia lui. Și așa, hai să vă arăt cum fac poeții. Se excită. Dar și oamenii normali. Le trebuie excitație. Stimulente. De ce? E procesul de învățare. Dar trebuie să știi cum să faci cu stimulente. Băga mea și pula că mașina mea că mi-a arăt pe urmă. Sunt mai tare ca Cătălin. Botezat, eu sunt botezat. Sunt afemeat, sunt efeminat. Coafo! Așa. Bă, da, am făcut eu. Anul trecut mi-am ras părul pe piept așa în formă de cruce. De uite, vezi? Are formă de cruce. Am cruce pe piept să mă gar. Că, bă, tu știi că măgarul are cruce pe spate? Eu am cruce în față. Deci sunt un măgar poponat. Am curul la pulă și pula la cur. Deci el a făcut ceva cu Luceafărul. Ce înseamnă Luceafărul? Hai să facem analiză. În dializă. Nu. Iertați-vă. Așa cu dializa. Deci eu bag Nes cu drojdie. Păi de ce se dizolve mai bine, bă, cofeina? Că alcoolul dizolvă ca lumea. E hidrofil. Hidrofil! Seama, alcool cu drojdie, cum este? Ia să vedem ce poezie fac eu. Las că vă zic eu ce poezie fac. Acum o fac. Acolo. Trebuie să intru în transă. Și intru imediat. Alții fac mantre. Trebuie să gâfâie, nu știu cum, pula mea. Într-adevăr, se poate. Ca să ajungă în altered state mind. Hai bă, drojdie, pula. Mai trebuie să bag apă. Deci mă duc, bag apă pe drojdie, să drojdească, să mai drojdească băiatul la drojdie. Și bem drojdia. Să vezi ce poezie face acum. Vreau să fac foarte tare. Pot să fac cea mai tare. Și pot. Cel mai tare. Pot. Dacă pot. Nu există dacă. Încerc. Nu există încerc. Există. Există. Deci am băut cafeaua cu drojdia, aprindem o țigare, biceroaie, am dat-o și pe Kentop și pe biceroaie, băgăm și Nescafe, băgăm capacul ca să nu iasă, nu știu ce plană, că nu te vreo mușuriță de oțet. Așa, și după aia vă amenit cu pula lui Titu Stil. Bă, fii atent că vine pula lui Titu Stil la tine. Eu uite adrecul. A, nu mă cred. Bă, ăsta nu mă cred. Că pula lui Titu Stil îi face ceva. Da, eu uite adrecul. Ia uite ce se face pula lui Titu Stil.
Îți dă lumină din lumină. Aolo, mi-a băgat ceară pe tastatură. Dar mă dore în pulă, că eu oricum folosesc tastatură USB de aia de calculator normal, că aia de laptop mă piși pe aia, că e de gagici. Am eu degete, într-adevăr, mâinile mele am de gagici, nu e de muncă silnică. Dar atunci hai că băgăm și două. Titus Steel, nu știu dacă bagă droguri, e treaba lui. Pe mine nu mă interesează cine cu cine se fute. Să știi că mă interesează, mă uit pe clip, nu pe clip. Pe balea și pe clip și pe cacan, pe cacan. Și îl văd pe ăla când îi dădea muie pe gaura cheii. Piticul porno cu măreața crăiața. Bă, avem, băi, România e cea mai originală țară de lume. Cred că toți se uită la noi. Eu cred că nu se mai vire. Zice, băi, ăștia inventează, sunt inventatori cu toții. Au efecte speciale, fără Photoshop. Doar cu o lumânare îți bag efecte speciale. Efecte speciale. Arăte pula mea sau o scoate pula mea. Să țină plămân, să intre alveolele pulmonare. Bă, da, e bună, bă, bisericească. Dar o să-mi fac, una călugărească, că m-a plictis de lumea. Bă, ce dracu, morții măsii. Iau lumânări de la morți, celor de la biserici. Eu oricum sunt cel de tot lumânări de becuri. Aseară am ciolit un bec, că mi se arătă cu el. Oricum, astea sunt de Wolfram. Wolfram oricum nu poate fi făcut chiar în mod normal. De-asea pe cuile de Wolfram. Pentru că Wolfram se topește la vreo 3.000 și ceva de grade Celsius. Nu poți să-l topești, să-l faci fir. Și atunci îl bagă la presiune. După aceea trebuie să-l facă și sub formă de... ca să-i dea o lungime mai mare. Ca să-l dea la anumită dimensiune. Cu rezistivitate și aia. Dar e greu pentru șmecherașii de cartier. Da. Deci șmecherașul de mine, eu trebuie să mă duc la ghena, în loc să arunc gunoiul, că eu de gunoi am. De fapt, nu am gunoi, am poezii creștete pe jos. Cărți creștete pe jos, le calc în picioare. Sunt înconjurat de artă. Casa mea e ca o altă, pe cuvântul meu. Cu toate că e aproape haos. Ca să zic, o să încep proiectul cu poezia, că o încep săptămâna asta. Sau săptămâna viitoare, nu știu că nu. Cu revista, chiar încep. Eu am zis la toamnă, la toamnă să pentru că ne trebuie cultura. Cultura țipă. Țipă pe zidul, pe pereți. Trebuie să reții că ții pe pereți.
ea vrea, se vrea pe ea. Îi place de ea, e egoistă. Așa e cultura, așa există. Ea ne face pe noi, noi ne facem pe ea. Cam atât. Deci Eminescu a făcut chestia cu Luceafărul. Ce înseamnă Luceafărul? Luceafărul este... Sunt doi luceferi. Noi așa vedem. Din vechime, Luceafărul de zi și Luceafărul de noapte, ca să spun. De fapt, e Marte și Venus. E culmea. Astrologii au zis că Marte ar fi ăla bărbatul și Venus ar fi femeia. E Camila. Venus, într-adevăr, e mai strălucitoare pentru că are temperatură foarte mare. Se mai apropie de soare și atunci când este lumină mai multă și reflectă lumină mai multă. Venus are aciditate foarte mare, are aci sulfurică în atmosferă. Au trimis ăștia câteva sonde, s-au bășit alea în câteva secunde. Are presiune foarte mare în atmosferă. Foarte densă. Marte e leșinată. Noi, ca să ne găsim altă casă, nu o să o alegem pe Venus. Zeița frumuseții, dar nu e frumoasă. Pare frumoasă, dar nu e. E fidoasă, e a dracu. Nici nu o putem transforma. Pentru că e concentrația prea mare de aici, furic, acolo. Dar pe Marte se poate. Au început ăștia să facă de câteva zile de aici. Dacă ei au dat câteva informații la public, doar câteva, au multe alte mii de informații care le au ei. Deci ne gândim la chestia asta. Asta ar fi o variantă care e cât de cât greu are. Deci trebuie o zenou de la băiat. Și o să-l fac. Eu știu ce mi-a lăsat cu oara. Ce faci față ce mai bogat aici? Ioana, asta e cu Biserica Ortodoxă. Ia, ce? Nu știu, prin slavon. Păr, 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 păr. Bă, nu știu chirilice, bă. Îmi pare rău. Dar n-are nimic. Asta. Oricum, nu e. E o iconă frumoasă. Dar mai dat pe chista cu Dumnezeu. Mama cu plăcut. O să te reagezi. Că s-a întâmplat în templul la ăia, i-a mă copilat. O să-l fi învățat de... Hai pe ăla să... Nu, s-a ocupat o masă. Era să o pe de... E o chestie de... Hai să facem pe de... Deci el a făcut o pulice acolo. Eu fac cu foarte mult. Am găsit o sfoară în țară. Îl cheamă împărat. Da, dragul meu, îți dau un har, îți dau un dar. Să dau pe fata mea și jumate din împărăția mea. Dacă tu te duci la zmeu, așa zic eu.
se ducea tot frumos. Așa, călarea de un cal pe care îl pregătise. Așa, el se gândise mai dinainte, vreme. I-a dat ceva cremă. I-a dat jar. Să mănânce. Era ochi pare zbura ca și gândul. Instantaneu a ajuns la zmeu. Și atunci ce s-a întâmplat? S-a aflat. Ce faci, dragul meu zmeu? Ce faci, dragă, foarte frumos? Ești cam curios și jegos. Puți? Mă-mpuți. Aoleu, dă-te-n căcat cu al tău împărat. Băi, dragă zmeu, i-au vorbit cu niște animale înciritate. Îmi spunea că tu ai gura prea mică, dar prea multe capete. Și cum să te scapete ale tale capete? Băi, făt frumos, ești făt, deci ești fătălău. Da, sunt fătălău, dădudău, șerpălău. Ia să vezi câta pula am eu. Ăla zicea, zmeu. Vrei să-ți arăți și pula mea? Bă, zmeu, înainte să-mi arăți pula ta, unde e Ileana? Ileana e în palatul de cleștar. Aolo, și eu habar n-am. Crezi că n-am venit cu GPS? Băi, văd că tu ai la curpa pers. Păi da, că am vreau să am airbag. Da, acum te înțeleg. Ești zmeu și te vreau eu. Hai, vrei să tai capete? De la ce? Vrei să te tai de ciotoroaie sau de coaie? Sau de capete? Hai! Nu, și ce ai făcut cu Ileana? Că dacă tu ai pampers, cum poți să ți-l dezlipești de la dacă tarisești? Ai atâta ciocolac în tine că ești minune în astă lume. Nu, eu sunt zmeu, zmeu original. Da, ești original. Ești blendament recomandat de medici stomatologi să nu ți se spargă când e muie. Că trebuie. Vrei să-mi dai muie, îți bag până la gură. Deși tu vrei să-mi dai muie, gata, facem 69. Nu că nu știu numărul ăsta. Eu știu alt număr. Ce număr știi tu? Am multe capete. Păi nu se ceartă între ele. Nu, ne înțelegem bine. Suntem prieteni. Noi suntem prieteni. Bine, dă-mi pe Ileana, dă-te-mi pula mea. Lasă-ți capetele tale, înțelege-mă cumva. Și Ileana vedea cosânzeana cu codițe, cosițe. Oh, făt frumos, gata! Și o ducea la împărat. Gata, împărat, ți-am adus fata, am luat-o de la zmeu, că așa am vrut eu. Și ți-am adus fata originală.
se duce la o pipă, vede că fata e vie. Bine, bă, ia jumate de o împărăție, dar tot împărăția mea e. Ia fata, că tu ai doar 3 capete, ăla are prea multe și nu știam pula mea să le număr, că era fără număr. Și eu nu știu să număr. Păi ce, bă, n-ai învățat aristotelnică? Nu, n-am învățat. Am eu un script, pula mea, scrie ce zic eu acolo. Ce scrie? Eu pohta ce-am pohtit? Pe-ai pohtit? Da. Drojdie că trebuie. Bine, gata, hai să dansăm la nuntă. Ce facem cu cerceafa? Bă, ai băut cerneala? Bă, eu sunt făt. Nu sunt logofăt. Am băut și cerneala, că n-aveam ce bea. Și nu era sete. Păi atunci scrii pe ceva, pe cerceafa ăla. Să nu ne facem de râs, ce plăbă. Vrei să dăm în plâns?